sunt înconjurat de idioți. Acum tu, Scar, ești unul dintre noi, adică ești amicul nostru. Încântat. Oh, îmi place asta. Nu e rege, dar tot e protocolar. Da, ne-ai adus ceva de mâncare, Scar? Amicule, prietene, ai ceva? Ai. Nu prea cred că meritați asta. Aproape că v-am făcut cadou puiul de leu și voi n-ați fost în stare să scăpați de ei. Nu e ca și cum erau singuri, Scar. Da, ce-ar fi trebuit să-l ucidem pe Mufasa? Exact. Eu știu că puterile voastre sunt la fel ca și pofta de os, dar chiar și așa, cine poate să asculte ce spun că-i spumos? E clar că și mintea-ți e goală, luminile acolo s-au stins. Vorbim despre rege și țara, nici chiar voi nu puteți fi surprinși. Pregătiți să fiți voi pentru o șansă, pregătiți pentru bunele vești. Și o eră nouă va tuca cum vouă. Și noi ce vom face? Ascultă în pace. Știu, nu sună bine, dar veți fi cu mine, fiindcă eu chiar mă țin de cuvânt. Pentru o viață împlinită să fiți pregătiți. Da, fiți pregătiți. O să fiți pregătiți. Pentru ce? Pentru moartea regelui. De ce e bolnav? Nu prost să le omorâm noi și pe Simba. Bună idee! Cui trebuie rege? Fără rege, fără rege, la 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 la. Idioților, va fi un rege. E, dar ai spus... Eu o să fiu un rege. Stați cu mine și n-o să vă mai fie vreodată foame. Da, bine, trăiască regele! Trăiască regele! Trăiască regele! Toți fiți pregătiți pentru toate. Îndurând rege nou vom avea. Eu aș vrea să înțelegeți că voi trebuie să faceți ceva. Și așa fi dorul al vostru și lipsuri nu veți avea. Acum nu vă este prea bine? Cu mine puterea ați căpăta! Pregătiți pentru o șansă măreață, pregătiți pentru o viață de lux. În plan este gata să strângem armata, să înceteze, să manipuleze. Voi fi respectat și iubit, adulat, admirat pentru ceea ce sunt. Asta este, e musai să fiți pregătiți.